Dar eu personal nu mi-am propus să-mi construiesc un viitor politic, sunt gata să-mi asum toate costurile politice, în schimb să muncim aici la guvern și să realizăm aceste reforme într-așa manieră că după mandatul nostru, Republica Moldova să nu mai poată fi întoarsă din calea modernizării și dezvoltării. Acesta este obiectivul meu și eu cred că fiecare dintre dumneavoastră îl împărtășește.